Înainte de începerea concertului pe scena de la Consiliul Județean a fost invitat un om apropiat celor care încântă publicul de fiecare dată. Părintele Mihail Milea i-a înmânat o icoană maestrului Ștefan Stănescu, dirijor al corului Lira. Corul Lira înseamnă istorie, corul Lira înseamnă un brand, nu doar pentru noi buzoieni, ci pentru România și mai mult, chiar și în Europa. Și o cântată are frumos și în Bulgaria, abia așteptăm și pe prietenii noștri din Bulgaria să ne încânte în seara aceasta. Îl așteptăm tare mult pe domnul Ștefan ca să ne încânte. El aniversează 83 de ani și dacă ar fi să adunăm 83, avea 11 ani. Doamne, ce bine că l-avem tânăr! Domnul Stănescu Ștefan, e oferim cea mai frumoasă icoană, o icoană de recunoștință pentru tot ceea ce a făcut pentru noi buzoieni, icoana Maicii Domnului, care să ocrotească acest cor, Lira, și să, anul viitor să fim cu toți, cu micul mare, la acest mare jubileu. Concertul a fost deschis de corul Lira, un simbol al Buzăului cu o activitate neîntreruptă de aproape 50 de ani. Apoi pe scenă au urcat bulgarii de la corul Rodni Zvuții, oaspeții încântând publicul la rândul lor. Concertul integral susținut de cele două coruri va fi difuzat în weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 19, doar la Campus TV.